glorie și slavă lui Dumnezeu pentru această zi. În această zi suntem în casa lui Dumnezeu și ajutați de harul lui Dumnezeu vom asculta un cuvânt care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, un verset care spune așa: mă bucur când mi se zice haidem la casa Domnului. Și dacă aceasta a fost dorința noastră în această dimineață când am venit aici, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, nu este acela care ne va da mult mai mult decât vrem noi, decât cele noi, dacă inima noastră este sinceră și dacă este primitoare. Te rog, în numele Domnului Hristos, să fii atent, să poți asculta mesajul lui care este din Sfânta Carte Biblia. Ai vrea să vorbesc în această dimineață de prea iubitul meu Mântuitor și, bineînțeles, cred că și prea iubitul dumneavoastră Mântuitor și Domn, acela care din dragoste pentru noi a mers la cruce, acela care din dragoste pentru mine un ticălos și pentru dumneavoastră niște oameni păcătoși, de bună voie și nesilit de nimeni și din dragoste pentru că ne iubea, a mers acolo la cruce ca să ne ierte, ca să se încarce cu povara păcatelor mele și cu povara păcatelor dumneavoastră și din dragoste pentru noi să moară locul nostru. A acceptat până acolo să fie părăsit de însuși Dumnezeu Tatăl. Și a fost tragic, a fost dureros pentru scumpul nostru și iubitul nostru, Mântuitor și Domnul. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Nu știu dacă și pentru dumneavoastră care astăzi stați aici și ascultați Evanghelia, a fost această bucurie, Doamne, vreau să merg la casa Ta. Vreau să ascult cuvântul Tău și vreau să împlinesc cuvântul Tău. Căci nu ne face și nu ne este de niciun folos doar dacă îl ascultăm. Pentru că noi trebuie să și-l împlinim. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Mă bucur când mi se zice. Și aș vrea să vă întreb. Și dumneavoastră să răspundeți în inima dumneavoastră, înaintea lui Dumnezeu. Oricum Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Și cunoaște de ce am venit în locul acesta. Vă bucurați? Căci sunteți prezent, căci fiindcă sunteți prezent în locul unde Domnul Hristos este prezent. În locul unde Dumnezeu le varsă binecuvântarea, vă bucurați? Bineînțeles, sunt mult mai multe bucurii să te bucuri că Domnul Iisus Hristos te-a iertat. Pentru că vreau să spun, în casa lui Dumnezeu pot intra foarte mulți oameni. În locul acesta, în locul numit biserică sau adunare, cum puteți dumneavoastră să-i spuneți, pot intra foarte mulți oameni. Dar nu faptul că am intrat într-un loc ca acesta, vom intra și în Împărăția lui Dumnezeu. Ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, așa cum cred că și cunoașteți și știți, trebuie să ne pocăim și trebuie să credem în jertfa Domnului Hristos. Nu se poate doar pocăință și nu se poate doar credință. Trebuie să ne unim pe amândouă, pocăința împreună cu credința. Cineva face această asemănare ca o barcă cu două vârste. Și pe una anumită o pocăință și pe cealaltă anumită o credință. Dacă dumneavoastră ați fi într-o barcă și ați da dintr-o vâslă, ce se întâmplă? Vă învârtiți în loc. Când dai dintr-o singură vâslă, te învârți în loc. Ca să mergi înainte, ca să mergi la țintă și ca să mergi în locul pe care Dumnezeu îl dorește și îl vrea de la noi, trebuie să folosim amândouă. Și pe stânga, și pe dreapta. Trebuie să pocăim și pocăința, și credința. Ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să le folosim. Mă bucur când mi se zice. Un alt verset din Cuvântul lui Dumnezeu, care în această dimineață voi citi și voi spune, este acesta. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea și dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă pe noi toți la pocăință. Chiar dacă să nu-i spunem, Doamne, noi ne-am pocăit acum 20 de ani, acum 30 de ani, acum 40 de ani, ce mai este nevoie și acum de pocăință? Iubiților, este nevoie de pocăință în fiecare zi. Dacă am păcătuit, dacă din greșeală, din neveghere, s-a întâmplat să păcătuim, nu să ne bălăcim în mocilă, pentru că aceea nu e pocăință. Dacă ne bălăcim și dacă cu bună știință trăim în păcat și acceptăm păcate viața noastră, aș putea să spun că poate Domnul nu este prezent în inima noastră. Pentru că acolo unde Domnul Iisus Hristos este prezent, acolo este slava Lui, acolo este sfințenia Lui, acolo este bucuria mântuirii, acolo este prezent Iisus Hristos, Domnul.
Psalmul 5, citeam în această dimineață la rând și am ajuns acolo cu cititul în Psalmul 5, a doua parte a versetului 11, spune: Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele Tău. Ca eu să am bucurie, sau ca dumneavoastră să aveți bucurie, și ca eu să fie bucuria noastră în fiecare zi, trebuie să iubim pe Domnul. Nu doar cu gura, căci este ușor să spun vă iubesc, dar după aceea vă fac rău. Vă iubesc, dar vă vorbesc de rău. Vă iubesc, dar vă mint. Vă iubesc, aceasta este fals. Noi trebuie ceea ce folosim cu buzele noastre. Doamne Iisuse, Tu ești Mântuitorul meu. Tu ești iubitul inimii mele. Eu Te iubesc pe Tine. Atunci dacă eu rostesc cuvintele acestea, trebuie să se vadă. Adevărata credință este aceea care se demonstrează, care se vede în viața de zi cu zi. Vă puteți să spuneți că sau eu pot să spun că iubesc pe Dumnezeu, dar cu viața, dar cu faptele mele, îl tăgăduiesc pe Domnul. Noi trebuie să fim bucuroși și veseli dacă Iisus Hristos Domnul ne-a mântuit. Ce spune cuvântul? Bucurați-vă și veseliți-vă. Bucurați-vă fiindcă numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Nu vă bucurați pentru că demonii vă sunt supuși, pentru că ați făcut, ci bucurați-vă fiindcă numele voastre sunt scrise în cartea mielului, cartea vieții. Sunt scrise de însuși Domnul. Și El s-a dus să ne pregătească un loc. Domnul Iisus Hristos s-a dus să ne pregătească un loc. Cui? Prea iubiților Lui răscumpărați. Adică mie și cred că și dumneavoastră. Și dacă noi suntem cei răscumpărați și dacă noi suntem copiii Lui Dumnezeu, avem atâtea motive să fim vese, să ne bucurăm. Noi nu mai suntem ca cei de afară. Așa spune cuvântul. Vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl să ne numim copii ai Lui. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște. De ce? Cuvântul spune. Pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Iubiților, suntem copii al Lui Dumnezeu. Și avem atâtea motive să ne bucurăm și să avem fața veselă. Doamne, m-ai iertat de păcate, de minciune, de drăguială, de cumplire, de preacurvie, de veție. M-ai scos din mocila păcatului, de unde zăceam, din pornografie, din toate mizerile pe care eu sau dumneavoastră le-am făcut înaintea Lui Dumnezeu. Cum să nu mă bucur de acela care m-a iertat? Cum să nu îi mulțumesc? Și de multe ori, cu tristețe, vă spun, sunt foarte mulți care sunt posomorâți, sunt triști, pocăiți triști, copiii al Lui Dumnezeu triști, supărați. Într-adevăr, spune că tristările noastre lucrează spre pocăință. Dar viața mea trebuie să fie o viață de bucurie. Dumnezeu m-a scăpat. Domnul Hristos m-a eliberat. Sângele Lui a curs, îi curgea de pe Golgota. Ca eu astăzi să fiu liber. Și să fiu bucuros. Fiindcă sunt copilul Tatălui Ceresc. Pentru că pocăința adevărată aduce schimbare. Aduce viață. Noi trebuie să fim bucuroși și veseli. Noi, când îl mărturisim pe Domnul și de multe ori, o spun cu tristețe și lucrul acesta, că noi când îl mărturisim pe Domnul la o persoană necredincioasă sau la cineva din afară, sau îl mărturisim așa de slab și de multe ori așa triști, și de multe ori el se uită la noi și zice, măi, ca să mă pocăiești, să fiu ca tine, nu se merită. De aceea noi trebuie să-L arătăm pe Iisus Hristos, Domnul care este viu și care spune că El a înviat. Trebuie să-L arătăm că El este viu în viețile noastre. Trebuie să-L arătăm puterea Evangheliei care ne-a schimbat, care ne-a eliberat și care ne-a mântuit. Fața noastră trebuie să radieze de pace, de bucurie. Și atunci oamenii vor vedea și vor zice când îl vor mărturisi pe Domnul. Eu merg acolo pentru că L-am văzut pe Iisus în viața ta. Pentru că am văzut că El trăiește în viața ta. Pentru că am văzut schimbarea pe care a făcut-o. Viața noastră trebuie să fie schimbată. Trebuie să vadă cei din jurul nostru că Dumnezeu este Tatăl nostru și că Domnul este acela care este Mântuitorul și că Duhul lui Dumnezeu este acela care ne călăuzește. Vreau să spun și să vă reamintesc că pe lângă toate aceste lucruri care sunt câteva lucruri triste, care se mai întâmplă să le avem în viața noastră, totuși Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește pe noi și vrea să fim asemenea Fiului Său. Și dacă vă aduceți aminte cuvântul Domnului, există un verset care spune cine zice că îl cunoaște pe Domnul, este un imperativ acolo. Trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Cum a trăit Domnul. Este greu? Este, iubiților. Pentru că sunt atâtea tentații. Trăim într-o lume cu atâtea ispite. Și diavolul este acela care vine la noi, care spune că suntem copiii Domnului. Dumnezeu.
Vine la noi. El nu se duce la cei din lume, pentru că cei din lume sunt ai lui. El vine la noi și caută ca un leu care lărmește și caută să închidă chiar pe cei aleși. Pe cine? Pe dumneavoastră, pe dumneavoastră, pe mine. Caută să închidă, vrea să ne facă să păcătuim, pentru că lui nu-i place când un om se pocăiește. Când un om alege să trăiască o viață de părtășie cu Dumnezeu. Când un om alege să-L iubească pe Dumnezeu. Când un om se depărtează de fără de lege. Lui nu-i place. Și caută cu tot din adinsul să ne facă să păcătuim. Dar nu uitați că avem pe cineva mai puternic decât cel rău. Și eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și dumneata ești copilul lui Dumnezeu. Și dumneavoastră sunteți copilul lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să spunem clar. Domnul Iisus Hristos a spus clar când a fost ispitit. Este scris. Și cuvântul ne aduce în conversie care spune acesta și spune noi prin El suntem mai mult decât Dumnezeu. Nu te întrista, soră. Frate dragă, când vine ispita, Domnul este lângă dumneata. Fiindcă noi ne-am predat viața unui Mântuitor viu. Unui Mântuitor al Domnului Hristos ne-am predat viața care este viu. Nu doar care a murit pentru păcatele noastre. Pentru că oamenii au sărbătorit zilele acestea Paștere. Dar vreau să spun, și am mai spus-o și ieri, este aceasta că Iisus Hristos, Domnul nostru, a murit o singură dată pentru păcate și a înviat o singură dată. El nu moare și învie în fiecare an cum fac oamenii. Cum spune tradiția. Sunt niște minciuni. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu care spune clar că Domnul Iisus Hristos a murit o singură dată pentru păcatele noastre. Și a înviat o singură dată. Dar acum problema se pune în felul acesta. El este viu în viața mea? El este viu în viața dumneavoastră? Se va vedea. Dacă Domnul Iisus Hristos, acela care a murit în locul meu, acela care m-a iertat pentru că am crezut în jertfa lui și pentru că m-am pocăit înaintea lui Dumnezeu Tatăl, se va vedea. Pentru că este acela care spune cuvântul că odată ce te pocăiești, odată ce crezi în jertfa Domnului, odată ce primești pe El ca Mântuitor, atunci nu suntem orfani. Spunea Domnul înainte să plece, nu vă voi lăsa orfani, voi trimite Duhul cel Sfânt. Și acesta este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului, care ne călăuzește și ne învață în tot adevărul. Trebuie să înțelegem că suntem iubiți. Dumnezeu azi spune și vă spune dumneavoastră, te iubești. Ai preț în ochii mei. Te iubesc cu o iubire veșnică. Cui spune? Nouă oamenilor. Nouă care suntem creația lui Dumnezeu. Chiar și celor păcătoși. Tuturor oamenilor, așa cum spune cuvântul. Dumnezeu ne iubește. Dar Dumnezeu, pe lângă că ne iubește, este și un Dumnezeu drept. Un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu care nu permite păcatul. Și aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos era pe crucea Golgotei înăstinit. Ce a spus? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci se săvârșea mântuirea mea și mântuirea dumneavoastră. Atunci, Domnul Iisus Hristos era singur. Dumnezeu îl părăsise pentru că era atunci se săvârșea ispășirea, iertarea, eliberarea, salvarea noastră. Și Dumnezeu nu putea să stea acolo. Pentru că Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu a condamnat păcatul meu, păcatul dumneavoastră, pe cruce. Fiindcă plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Și pentru păcatele noastre făcute, trebuia să moară cineva. Și acest cineva nu putea să moară decât singurul Dumnezeu. Iisus Hristos. Fiul Tatălui Ceresc. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Dacă am gândit și dacă am realizat și dacă am cugetat ziua, când suntem acasă, când suntem la muncă, sau când suntem în plimbare, sau când suntem în alte locuri și am gândit, Doamne, eu sunt copilul Tău. Eu sunt răscumpăratul Domnului Hristos. El este Cel care m-a eliberat și m-a mântuit. Doamne, avem atâta valoare în ochii lui Dumnezeu. Avem atâta preț în ochii lui Dumnezeu. De aceea, zi de zi, prin cuvântul Său ne cercetează, ne îndeamnă și ne învață cum să trăim, ce să vorbim, la ce să ne uităm, cum să ne îmbrăcăm. Și toate acestea le face pentru că ca noi să fim crescuți, să fim hrăniți, ca să putem să ajungem la statura plinătății Domnului Hristos. Să putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Nu contează doar dacă odată te-ai pocăit, ci trebuie să ai o viață de pocăință.
Nu contează sau nu contează. Nu este de ajuns. Doar dacă ai crezut odată. Noi trebuie să credem tot timpul. În orice vreme trebuie să credem și să urmăm pe Domnul. Noi trebuie să urmăm pe Domnul Iisus Hristos nu doar când ne-am întors la Dumnezeu, ci trebuie în fiecare zi să facem dovada că suntem. Avem nevoie de faptele credinței. Facem fapte nu ca să fim mântuiți, ci facem fapte fiindcă suntem mântuiți. Noi suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Când vorbești de bunătatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu, ți se umple inima. Ce bun este Dumnezeu cu noi. Și noi de multe ori, chiar și fiind copiii lui, de multe ori îl întristăm prin neascultarea noastră, prin felul nostru de a fi. Și Dumnezeu vrea să ne spună, și vrea să spună, sunt clipe de cercetare. Ce faci cu? Cum mă refer cu acele lucruri care nu sunt potrivite cu Evanghelia? Îți mai permit să și continuați dumneavoastră. Aceste cuvinte le spun nu ca să ne judec, nu ca să vă judec pe dumneavoastră, sau ca Dumnezeu vrea să ne judecăm. Să ne judece. Dumnezeu vrea să ne cerceteze și dacă este ceva greșit în viața noastră, să putem să recunoaștem, să putem să ne smerim, să putem să plecăm genunchii și să spunem, Doamne, îmi pare rău. Am păcătuit. Îmi pare rău. Vestirea Evangheliei care se face trebuie să aducă schimbare. Schimbare viața mea, dar schimbare și viața dumneavoastră. Oricine ori când citim Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Venim la adunare, sau la biserică, sau cum vrei să spunem dumneavoastră, venim fiindcă Iisus Hristos Domnul este prezent aici. Venim aici fiindcă am fost schimbați, sau venim aici fiindcă vrem să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Venim aici ca să fim cercetați de Dumnezeu și în urma cercetării Cuvântului Dumnezeu să luăm decizii și hotărâri sfinte. Să luăm decizia ca plecând de aici să nu mai facem ceea ce am făcut până acum. Dacă am vorbit de rău, să ne oprim din vorbirea de rău. Dacă am fost invidioși sau invidiem sau facem alte lucruri care nu se potrivesc cu Evanghelia, să ne oprim. Cuvântul spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. De ce să mă opresc? Sunt atâtea păcate care noi spunem că sunt mici. Atenție! Nimic întinat nu va intra în cer. Nimic! Și dacă eu vreau să intru în Împărăția lui Dumnezeu, atunci trebuie să mă conformez și să trăiesc potrivit Evangheliei. Atunci eu trebuie să trăiesc, cum spune cartea, nu cum vreau eu. Noi nu dăm învățături după placul nostru sau după placul lui. Noi trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă suntem responsabili. Datoria oricăruia care vestește Evanghelia este să spună ce a spus Domnul. Nu ce vrea El. Nu în credințele lui personale. Nu o datină, nu obiceiul. Pentru că, atenție, noi, care avem o religie, că și noi avem o religie, ca ceilalți, Dumnezeu să ne ierte. E mai bine să întemeieze o religie, Domnul. Religia a făcut-o omul. Iisus Hristos, Domnul, a venit să aducă mântuirea, salvarea, eliberarea. El a venit să aducă celui căzut să-l ridice, celui bolnav să-l vindece, celui păcătos să-l ierte. El pentru aceasta a venit. Și tragedia că oamenii au început să facă religii. Și de multe ori, noi care spunem că suntem pocăiți, sau noi care spunem că suntem copiii lui Dumnezeu, trăim într-un formalism feroce. Venim la adunare din obișnuință, citim cuvântul din obișnuință, azi e sărbătoare. Ce sărbătoare, fratele meu? Ce sărbătoare, soră dragă? Fiindcă cuvântul spune clar. Dacă eu sunt al Domnului Hristos, dacă dumneavoastră sunteți al lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu, noi suntem al lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu doar duminica, sau marțea, sau joia. Noi trebuie să trăim cu Domnul Hristos. În sfințenie, în neprihănire. În fiecare zi. În fiecare clipă. Fiindcă suntem ai Lui. Dacă suntem ai Lui Hristos, suntem ai Lui. El a schimbat inima noastră toată. El a schimbat ființa noastră. Noi am murit împreună cu El, așa cum spune Apostolul Pavel. Și trăim. Dar nu mai trăim noi. Cine trăiește? Cel care a murit și a înviat. Cel care este regele regilor. Cel care este Domnul domnilor. Cel care este împăratul împăraților. Cine? Știți. Domnul Iisus Hristos. De aceea am spus că la început
despre iubitul inimii mele. Și cred că este și iubitul inimii dumneavoastră. Să vorbesc de El. Să vorbești de dragostea lui Dumnezeu. Să vorbești de măreția, de slava lui Dumnezeu. Nu e așa că ne aduce altfel? Ne aduce pe un tărâm mai bun? Căci dacă am vorbit de treburile noastre, s-ar putea să ne aducă tristețe, amărăciune. Dar când vorbești de Domnul Hristos, îți aduce liniște, pace, bucurie, speranță. Pentru că El este speranța noastră. El este nădejdea noastră. Așa cum spune cuvântul. Voi nu mai sunteți ca aceia care nu au nădejde. Nu avem nădejde că în curând Domnul, Iisus Hristos va veni. În curând Dumnezeu, Tatăl, Creatorul Universului, Creatorul nostru, îl va trimite pe El ca să-și lăpească biserica. Biserica nu simbolizează această clădire. Și știți ce simbolizează. Biserica simbolizează eu, dumneata, dumneata și noi toți. Noi suntem biserica Domnului Hristos. Cine este capul bisericii? El, Mântuitorul trupului. Iisus Hristos Domnul, El este capul bisericii. Și El va veni să lăpească biserica, adică pe aceia care au făcut dovada că sunt mântuiți. Nu pe aceia care au vorbit, ci pe aceia care au trăit Evanghelia. Pe aceia care au împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos va lua pe aceia care au trăit Evanghelia. Între noi doi fie vorba. Trăiți Evanghelia? Dumneavoastră, împliniți cuvântul? Îl iubiți pe Domnul? Faceți dovada prin viața pe care o trăiți că Domnul este viu? Sau fac dovada doar ca o religie? Atenție, dacă aveți doar o religie, veți rămâne cu ea, pentru că religia merge până la mormânt. De la mormânt merge ce am ales. Dar dacă eu am ales să-L iubesc pe Domnul și să trăiesc cu Domnul și să-L onorez pe Domnul cu viața mea, atunci voi merge la El, pentru că El m-a iertat și pentru că El mi-a schimbat viața și pentru că El trăiește în mine. Și așa mi-a spus. Eu mă duc să-ți pregătesc un loc. Cui? Mie. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Cui? Dumneavoastră. Și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Dragul meu, dacă astăzi vine Domnul, vei fi luat? Dacă există păcat în viața dumitale, vă spun clar, nu! Ci vei fi răpit, vei fi luat în slavă în casa Tatălui Ceresc, doar dacă ai trăit cu Iisus Hristos cel viu. Dacă n-ai trăit și doar ai vorbit, sau dacă chiar n-ai vorbit și n-ai trăit, nu vei fi luat. El va lua pe aceia care sunt ai Lui. Aceasta mă învață pe mine că eu trebuie să ascult de Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și acela care este în mine, spune cuvântul că ne da și roada Duhului. Și știți că una dintre ele este și bucuria. Și cum să nu mă bucur eu? Cum să nu-i mulțumesc eu că am milă de mine? Și cum să nu-i mulțumești dumneata, dumneavoastră să-i mulțumiți lui Dumnezeu sau Domnului că v-a iertat și v-a scos, știți dumneavoastră de unde v-a scos? Din atâtea păcate, atâtea fără de legi. Și v-a dat v-a făcut o ființă nouă, o creație nouă. V-a eliberat și este în inima dumneavoastră. Cum să nu-i mulțumesc? Și cum să-i zic, Doamne, mulțumesc că ai murit în locul meu. Mulțumesc că ai murit și pentru păcatele și fără de legile mele. Și mulțumesc că acum pot să spun că Tu ești iubitul inimii mele. Acum pot să-i spun lui Dumnezeu, Tatăl meu, fiindcă fac dovada că m-am pocăit înaintea Lui. Și fac dovada că am crezut în jertfa Domnului Hristos. Asculta este o alegere. Așa cum și a ne pocăi este o alegere. Deși pocăința, pe lângă faptul că este o alegere, este și o poruncă. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pe lângă faptul că mă lasă la atitudinea mea să aleg, sau la atitudinea noastră ca să alege sau să respingeți, suntem liberi. Nu ne forțează. Nu ne pune constrânge că dacă ne-ar fi constrâns cu ceva, să ne-ar fi forțat, n-am mai fi fost un Dumnezeu plin de dragoste. Sau un Dumnezeu drept. Și El vine cu dragoste și spune, te iubesc. Și a dovedit-o, iubiților. Te iubesc și pentru că te iubesc, că dau la moarte pe propriul meu fiu. Și dau la moarte ca să moară în locul tău. În locul dumneavoastră. El te iubește. Bunătatea și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat la Golgota. Noi trebuie să fim buni. Cuvântul spune, când a venit acel tânăr și îl întreabă pe Domnul, bunul învățător, ce să fac ca să
Și Domnul îi răspunde. Tu știi că unul singur este bun. Iubiților, putem să fim buni și trebuie să fim buni. Dar aceasta se poate doar prin Domnul Hristos care este în inima noastră. Doar dacă Iisus Hristos este în inima mea, pot să fiu bun. Doar dacă Iisus Hristos este în inima dumneavoastră, puteți să arătați bunătate. Alintele nu se poate. Dacă Domnul Hristos este în inima noastră, putem să arătăm bunătate. Și putem Domnul prin Domnul Iisus Hristos. Să nu uităm că Dumnezeu este mare. Indiferent ceea ce gândim acum, sau felul în care trăim, El ne cunoaște. De aceea fi bine să intrăm în Domnul nostru și să zic, Doamne, Tu despre mine vorbești. Sau, Doamne, mie îmi vorbești. Și dumneavoastră să spuneți în dreptul dumneavoastră, Doamne, cuvintele acestea sunt pentru mine. Eu îmi mai permit și ceva. Ceva nu știu. Dar Dumnezeu știe. Și cred că mesajul acesta care mi l-a pus Domnul pe inimă este din partea Lui. Și sunt cuvintele, cum am spus, ca să ne cerceteze. Și în urma cercetării să luăm decizii. Doamne, plecând de aici, vreau să mă schimb. Vreau să nu mai vorbesc de rău. Vreau să nu mai mint. Vreau să nu mai fac rău. Vreau să nu mai... Aceasta însemnează adevărata pocăință. Și adevărata stare pe care Dumnezeu o vrea. Să ne cerceteze și să fim asemenea Domnului Iisus Hristos. Un alt verset spune că Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va și să cera. Dacă eu aleg să-L iubesc pe Domnul, voi culege roadă. Dacă eu aleg, sau dacă dumneavoastră alegeți să respingeți pe Domnul, vă veți cunoaște, vă veți culege roada alegerii dumneavoastră. De aceea, normal și drept ar fi să-L alegem pe Domnul. Să trăim cu Domnul. Trăim vremuri foarte tulburi în care oamenii când le vorbește de pocăință, zice, bă, dar altceva nu poate să vorbească, bă, decât de pocăință. Iubiților, trebuie să vorbim de pocăință. Este singura șansă și singura cale. Trebuie să vorbim de credință. Aceste două, trebuie să vorbim de ele. Fiindcă doar așa putem să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Chiar dacă la unii nu le place, fiindcă îi deranjează. Dar noi trebuie să vestim. Noi trebuie să-L vestim pe Domnul. Și au ajuns vremuri așa de tulburi că în unele biserici nu se mai vorbește de pocăință. Fiindcă le este frică că se bolește biserica. Nu se mai vorbește și se spune, dragul meu, dacă trăiești în păcat, nu contează cum se numește el. Dacă îți permiți păcat în viață, vei merge în iad, nu în cer. Pentru că în cer vor merge doar cei eliberați, doar cei care trăiesc prin puterea Evangheliei. Și sunt biserici care au renunțat să mai vorbească despre pocăință și credință. Sau vorbesc doar despre credință. Și atenție, cuvântul spune că dracii, cum spune? Dracii cred. Păi cum, Doamne, dracii cred și se înfioară. Dar nu, oamenii au ajuns așa că poate cred, dar nu se mai înfioară. Atenție, dragi, nu se pot pocăi. Dar noi ne putem pocăi. Avem această oportunitate, fiindcă Fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele. Dincolo este judecată. S-a terminat dacă ai murit în păcatele dumneavoastră. Așa veți rămâne. Aici, pe pământ, putem să rezolvăm problema păcatelor noastre. Fiindcă aici, pe pământ, l-am dezonorat pe Dumnezeu. Unii au ajuns să facă în bisericile dânșilor spectacol. Unii se fac ca să impresioneze pe cei care sunt în sală, se facă plâng. Atenție! Pe cine vrem să ne impresionăm? Noi suntem puși aici să vestim cuvântul Evangheliei, nu să impresionăm oamenii. Pentru că vor rămâne doar cu niște impresii. Dacă nu ne cercetează Dumnezeu și dacă Domnul nu îți vorbește dumii tale, poți să plângă aici cât aș plânge. Nu se întâmplă minunea. Minunea o face Domnul Dumnezeu, fiindcă dumneata crezi în El și fiindcă dumneata ai să te pocăiești. Nu lucrurile acestea care unii fac spectacol în biserică. Ca să atragă mai mulți în biserică oameni ca să vină tineri sau tinere, acceptă orice lucru ca să fie spectacol, ca să vină oamenii la biserică. Dragilor, aici se vestește Evanghelia. Nu se face spectacol. Și nu se face improvizații, ci se vestește Evanghelia și în urma vestirii Evangheliei oamenii să creadă în jertfa Domnului Hristos, să se pocăiască înaintea Lui Dumnezeu. Vreau să spun că acești oameni care acceptă aceste compromisuri care nu sunt de la Dumnezeu. Poate sunt oameni firești. Poate nu-L cunosc pe Domnul cel adevărat. Fiindcă ei nu vor să urmeze Biblia. Ei nu vor să trăiască potrivit Sfintelor Scripturi. Oameni care au ales să bage în biserică tot felul de formalități, obiceiuri și datii.
trebuie să ne ferim și noi de formalism, de datii și să ne ocupăm de porunca lui Dumnezeu, de, de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte de Domnul Iisus, spunea într-o împrejurare, voi lăsați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Iubiților, haideți să nu mai lăsăm porunca lui Dumnezeu. Haideți să nu mai lăsăm cuvântul lui Dumnezeu în folosul unor avantaje, nu știu ori, dar sunt unii care cred că dacă sunt mulți în biserică, este bine. Eu nu spun că este rău. Dar dacă fac spectacol ca să se umple biserica, Domnul Hristos nu este prezent. Ci Domnul Hristos este într-o inimă strovită, într-un duh mâhnit, într-o inimă care dorește sincer să se pace cu Dumnezeu. Într-o inimă sinceră care dorește să meargă în cer, nu pe unele căi, ci prin singura cale care este El, Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru. Noi am venit aici fiindcă credem că El este prezent. Și El este prezent. Și Duhul lui Dumnezeu este acela care ne cercetează. Dar sunt acum dispus să aleg sau să resping. Să primesc cuvântul lui Dumnezeu sau să nu primesc. Să refuz faptul că Dumnezeu mă iubește și m-a cercetat în această dimineață și mi-a spus că în viața mea sau în viața dumneavoastră mai există lucruri care trebuie să renunțăm. La ce renunțăm? La cer? Sau la lucrurile acestea care pierd odată cu trebuințarea lor? Lucrul care ne aduc pace și bucurie. Domnul Hristos și Dumnezeu vrea să ne bucurăm. Și aceasta putem să o facem doar dacă trăim. Suntem responsabili de cuvintele pe care le-am auzit. Și dumneavoastră sunteți responsabili de cuvintele pe care le-ați auzit. De aceea, noi trebuie să trăim cu El. Și dacă este cineva care nu s-a hotărât pentru Domnul, El a murit, dar a și înviat. Dar Domnul Iisus, în această dimineață, vrea să învie și inima celui om, care stă departe de Dumnezeu, care, deși merge la o biserică, dar nu-L are pe Mesia, nu-L are pe Hristos cel înviat, ci are o formă, o tatină și un obicei. Dumnezeu vrea astăzi să devină Tatăl lumii tale. Creatorul nostru vrea să devină Tatăl lumii tale. Vrea să fie Tatăl lumii tale 24 de ore din 24 de ore. Și vrea ca să-L primești pe Iisus Hristos în Său. Doar așa poți să deveni copilul lui Dumnezeu. Doar primindu-L pe El, crezând în jertfa Lui, doar acceptând ceea ce a făcut El la Golgota și doar primind și smerindu-te, plecându-și de lumii, cerându-L iertare, mărturisindu-ți păcatele, așa se capătă eliberarea. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Făcând lucrul acesta, mărturisindu-ne păcatele înaintea Domnului, atunci noi suntem iertați prin credința în jertfa Domnului Hristos. Și astfel devenim copii al lui Dumnezeu și devenind un copil al lui Dumnezeu, avem intrare slobă de la Tatăl. Avem acces direct. Ori de câte ori avem o problemă, El este gata să ne asculte. Ori de câte ori avem nevoie de ceva, El este gata să ne asculte. Pentru că este Tatăl nostru. Pentru că este iubitul nostru. Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu să ne dea har ca toți de aici să fim, să ne cercetăm și în fața cuvântului să acceptăm ceea ce ne-a spus Domnul. Mai ai ceva? Ce mai ai? Sau să luăm partea cealaltă. Nu mai este bun. Și vine Domnul. Vei fi răbit? Dumnezeu să ne ajute ca toți de aici să fim răbiți și să-L iubim și să trăim conform Sfintelor Scripturi, fiindcă dacă nu vom face, nu vom vedea de Dumnezeu. Vom merge la judecată și va zice, du-te de la mine peste matură, în locul cel veșnic. Ai fost, ai ascultat Evanghelia? Ți-am arătat că te iubesc? Am dovedit că te iubesc prin faptul că am dat la moarte pe Fiul meu, dar tu l-ai respins. Ce vă împiedică să primiți? Ce ar mai trebui să mai facă Dumnezeu pentru dumneavoastră dacă este cineva care nu s-a pocăit, care nu s-a întors la Dumnezeu? Ce ar mai trebui să facă Dumnezeu ca să vă pocăiți astăzi? Ce ar mai trebui să zice, Doamne, și eu sunt în păcătos, și eu vreau să fiu copilul Tău. L-ai dat pe El, a suferit în locul Tău, a fost bătut, a fost cuipat, i
s-a pus o coroană de spini pe cap. Aceasta a făcut pentru că mă iubea. El a acceptat să moară. Doamne, cum să refuzi pe Fiul Tău, pe preaiubitul Tău, Fiul, pe Iisus Hristos Domnul? Cum să nu-mi primesc în inima mea? Cum să nu trăiesc o viață frumoasă? Cum să nu fiu copilul Tău? Doamne, vreau să Te primesc. Vreau să Te urmez. Și vreau să trăiesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. 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 S-a pus în față bucuria, de exemplu, versetul care ni s-a spus din Psalmul 122, versetul 1, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Zilele acestea, mai mult ca oricând, în cursul anului, s-a făcut pregătiri și să se bucure oamenii zis de o sărbătoare a morții și mai ales a învierii Domnului Iisus Hristos. În ceea ce privește pe cei credincioși, normalul și, de fapt, aceasta este o mare binecuvântare, ne bucurăm în fiecare zi. Din ziua când am aflat adevărata bucurie despre care o să stăm de vorba. Cei din lume se bucură de mâncare și de băutură și nu de Domnul Iisus, chiar dacă îi lăsește numele, nu-L cunoaște. Faptul că noi ne găsim într-un loc ca acesta, care să se vorbească din Cuvântul lui Dumnezeu, despre adevărata bucurie, dacă privim în ceea ce ne privește viața aceasta și trăirea în trupurile acestea pământești, avem pricini, foarte multe pricini, nu de bucurie, ci de, și de bucurie, dar mai puțin, dar de întristări, de dureri, de încercări. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu și nu ne permite timpul ca să stăm, să discutăm de multele locuri din Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește despre bucurie, de exemplu, această bucurie care, despre această bucurie care am citit-o acum, din Cuvântul lui Dumnezeu și care mi s-a pus în față, eu am notat aici la mine, notița mea, e a 31-a bucurie. Dar aș vrea să ne îndreptăm cu atenție. Noi am și cântat de altfel în cântarea 220. De ce trebuie să ne bucurăm? De moartea Domnului Iisus, de venirea Lui care a murit pentru păcatele noastre, că ne-a iertat păcatele, că ne-a izbăvit de puterea, puterea păcatului, că El va veni să ia pe cei credincioși, verificați acasă și mai cântați și cred că o cântați des. Eu o cânt cântarea aceasta. Aduce multă înviorare și bucurie în inimă. Dar aș vrea să o luăm puțin pe fir, dacă se poate spune așa, cu privire la bucurie. Vă aduceți aminte din Cuvântul lui Dumnezeu care a fost prima bucurie pentru pământul acesta? Prima bucurie. Să vedeți că v-ați adus aminte, citiți în Cuvântul lui Dumnezeu. Prima bucurie a fost anunțată de un înger. Ea se găsește la Luca 2, cu 10 și 11, unde Îngerul vestește nașterea Domnului Iisus. Nu vă temeți că vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Vor o adaugă și spune că va fi o mare bucurie pentru tot norod. Nașterea Domnului Iisus. I s-a născut un Mântuitor. De la început se înțelege despre numele acesta, cuvântul acesta, expresia acesta, Mântuitor, care va mântui pe poporul său de păcatele sale. Acela care și-a dat viața pentru noi. Este adevărat că atunci, pentru o perioadă, nu s-a trăit această bucurie. Spune că atunci când a auzit împăratul de nașterea unui împărat,
S-a tulburat și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. Dar asta nu a stilit nimic posibilitatea celorlalți de a se bucura de un Mântuitor. Și aș vrea ca astăzi, nu e o întâmplare, aș vrea să precizez lucrul acesta, nu e o întâmplare că noi am venit de la Ploiești, de la Trenare, de la Câmpul Lung, Mușel, să fim împreună. Și socotesc că rânduiala aceasta a fost rânduită de Dumnezeu. Ziua aceasta, persoanele care suntem aici, ca să auzim aceste cuvinte și să ne putem bucura împreună de această mare bucurie, de un Mântuitor. Dacă e să mergem mai departe ca să ajungem la ținta care o am în ceea ce privește, dar și Cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne verificăm dacă ne putem bucura din plin de aceste bucurii, care, dacă am spus-o pe 31, primele de esență sunt 7 și după aceea nu ne va ajunge vremea. Și dacă am luat fiecare zi de an să citim despre o bucurie, cred că ar fi mai multe bucurii, prilejul de bucurie în Domnul Iisus Hristos, spune Cuvântul Dumnezeu, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Aici este izvorul bucuriei. Dar să trecem să vedem care ar fi a doua bucurie. A doua bucurie știți care este? A doua bucurie este ceea ce se petrece în întreaga lume. Ieri, socotită ziua Învierii. Și dacă citim în Matei 28:9, după ce înviază Domnul Iisus, acolo întâmpină niște femei pe Domnul Iisus, care pentru ele ajunsese scump Maria Magdalena, în care se spune Cuvântul Dumnezeu că scosese 7 lucruri rele, iar a întâlnit pe Domnul Iisus și îl căuta acum și mort. I-a spus, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Aș fi putut să-i spună, păi ce faci cu el mort? E mort, pentru că a pierdut în vedere ceea ce li se spusese mai înainte că va învia, dar el mi-a făcut bine. Și o întâmpină cu niște cuvinte. Mi-am spus de mai multe ori în locul acesta, mă aduceți aminte. Primele cuvinte care a întâmpinat pe aceste femei Domnul Iisus după înviere a fost cuvântul acesta binecuvântat. Bucurați-vă! N-ar fi avut nicio valoare bucuria, prima bucurie, dacă a doua bucurie nu s-ar fi avut efectul acesta sau nu ar fi trăit acest adevăr Domnul Iisus că a înviat trebuie întâi să moară. Dacă verificăm sau cercetăm moartea Domnului Iisus, nu a fost o moarte pentru că a făcut ceva rău. Tâlharul de pe cruce a recunoscut cuvintele acestea și a spus, omul acesta n-a făcut niciun rău. Îl recunoaște întâi vinovăția lor, dar despre Domnul Iisus mărturisește în fața tuturor, mai mult ca oricare, nici ucenicii n-au curat să spună lucrul acesta, toți s-au depărtat, dar în împrejurarea aceea deosebit de grea spune acest tâlhar despre Domnul Iisus. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Deci n-a suferit chinurile de pe crucea Golgotei pentru că era vinovat. Vinovăția Domnului Iisus a fost îndreptățită vinovăția noastră. Pentru noi și în locul nostru. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a purtat în trupul Său pe lemn păcatele noastre cele multe. Și pentru aceasta și-a permis Domnul Iisus să poată spune uneia dintre aceste femei, care l-a întâmpinat, trei femei, Maria Magdalena și celelalte, cealaltă Marie și împreună, care a avut în inimă lor această bucurie a mântuirii Domnului Iisus, care li s-a iertat păcatele. Una dintre ele a spus aceste cuvinte, este vorba de Maria, sora lui Lazar, ca Matei, păcatele sunt iertate, credința ta la Dumnezeu. Deci bucuria învierii Domnului Iisus. E viu, nu mai este mort. Domnul Iisus îi spune lui Ioan, care scrie aceste cuvinte,
Am fost mort și iată că sunt viu. Îi spune Domnul Iisus atunci când îl vorbește pe Ioan și spune că a căzut ca mort, dar a fost ridicat și așa cum este în Apocalipsa scris. Nu mă voi ocupa de lucrurile. Bucurați-vă! Un Mântuitor viu. Un Mântuitor care are toată puterea în cer și pe pământ. Dacă femeilor, după înviere, le-a spus bucurați-vă, știți ce le-a spus ucenicilor? Le-a spus și tot ceva. Tot după înviere. Și Domnul să facă să le pună la inimă. Și pe una, și pe primele, pentru femei, și celelalte pentru ucenici. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iată cine este Domnul Iisus Hristos, care a fost mort, dar a înviat. Și are toată puterea în cer și pe pământ. Bucurați-vă! Timpul este scurt pentru acest subiect. Dacă vom avea prilejul, vom mai sta așa pe dacă doar, dacă vom mai pe pământ. Dacă nu, Domnul să ne ajute ca să ne bucurăm de cele 6 bucurii, că a 7-a este neîmplinită. Care urmează, este nădejdea noastră. O să vedem acum în scurt așa, pipim doar așa, în treacă. Dar să trec la a 3-a bucurie, ca să vedem dacă ne bucurăm de primele 2, că dacă nu ne bucurăm de a 3-a, nu are nicio valoare, nici prima, nici a 2-a, nici a 3-a, nici a 4-a, nici a 7-a sau până la 30 și ceva câte am eu aici anotate de bucurii care se găsește în Domnul Iisus. A 3-a bucurie. Ați gândit la care să fie? Care privește pe fiecare dintre noi personal, nu-i transmisibilă. Una e când te bucuri de bucuria altuia, că se bucură și te bucuri împreună cu ei, cuvântul spune și bucurați cei ce se bucură, plânge cu cei se plâng, sunt niște laturi care trebuie să împlinite și acestea. Dar nu-i transmisibil, e ceva personal. Știți care este? Bucuria mântuirii. Despre care David se dă iarăși bucuria mântuirii care se găsește în Psalmul 51, versetul 12. Iar în Psalmul 30, cu 10, 11 și 12, unde spune și că ne-ai delegat sapul de jale și m-ai încins cu bucurie și mi-ai făcut inima să cânte și să nu stea mută. Auziți dumneavoastră ce efect are această bucurie de leată și sacul de jale. Care este acest sac de jale? Sacul acela plin de jale care am început să punem în el de când ne-am născut și până la ziua când a ieșit Domnul Iisus în cale sau până în clipele de față, am tot păcătuit cu tristețe, cu amărăciune, cu chin și durere și dacă vrem și cu o comoară de mânie. Pentru ziua mâniei, dacă nu ne pocăim și nu ne întoarcem la Dumnezeu, cum am auzit noi în prima parte din Cuvântul lui Dumnezeu. Bucuria mântuirii, care stă, spune Ioan Botezătorul și să dai, despre Ioan Botezătorul se spune și să dai poporului cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor. Ce mare binecuvântare! Dacă vrem să verificăm lucrul acesta, aș putea să răspund prin Cuvântul lui Dumnezeu cel mai mare har. Știți care este? Cel mai mare har este harul acesta al iertării. Despre care Domnul Iisus, în chinul mari și grele, când se găsea pe cruce, a vorbit despre lucrul acesta. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Despre cine era vorba? Despre aceia care îi vizionuia chinurile. Noi zici și mulți dintre noi mai zice că am zis noi, pentru noi, că ne ierte pe noi, că nu știu ce fac. Nu. Despre aceea era vorba. Tată, iartă că nu știu ce fac. Pentru că ei răstignea pe Domnul Iisus de urmă și de îndrăzmășire și în pisma pe care a născut-o cărturarii și farisei în inima lor, dar nu știau ce faci. Adică nu știau că aduce la îndeplinire planul lui Dumnezeu, al voii lui Dumnezeu, care vrea ca Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre și să ne pună pe noi într-o stare după voia lui Dumnezeu, prin sângele Domnului Iisus Hristos, care are putere să curățească, în chip desăvârșit, orice păcat, oricât de mare ar fi el. Nu există un păcat pe care să-l fi înfăptuit cineva,
pe care Domnul Iisus cu sângele Său să nu-L poată ierta. Sângele Domnului Iisus Hristos curățește, accentuez, curățește orice păcat, oricât de mare ar fi el. Și ne face albi, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, alb, ca zăpada. Ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată. Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și acum pun întrebarea. Toți care sunteți aici vă bucurați de această bucurie a mântuirii sufletului, a iertării păcatelor. Aveți păcatul iertate? Dacă cumva, dintre dumneavoastră, este cineva care nu poate să spună lucrul acesta, să ia seama acum la cuvintele pe care îi le spun, că nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Iisus. Repet ceea ce am spus cu singura înainte, cu privire la Maria, sora lui Lazar, femeia păcătoasă din Luca 7, 37 în continuare. Păcatele îi sunt iertate. Credința ta te-a mântuit. Dar n-am credință. N-ai avut credință până când ai venit aici, dar acum o poți avea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că această credință vine în urma auzirii și cele auzite vine prin cuvântul Domnului Hristos. Ai auzit această veste bună, că sângele Domnului Iisus curățește de orice păcat. Aici poate veni acum credința și părerea de rău. Doamne Iisuse, eu mi-aduc aminte, s-au scurs 59 de ani, când vis-a-vis aici, în casa lui Lumierului, era adunare atunci, când pe 11 ianuarie 1953, am auzit și auzit dumneavoastră acum, că sângele Domnului Iisus curățește de orice păcat. Și am pus la inimă aceste cuvinte și am plecat. Rețineți! Am plecat în clipa aceea plin de bucurie că păcatele îmi sunt iertate. Și în lucrul acesta am început să, din ziua aceea, să încep să-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos. Și am început cu părinții socri și cu cumnații și cu un sfârșit și roadele s-au văzut. Roadea jertfei Domnului Hristos că s-a întins până când și aici mai avem prezent în neamul nostru și se întinde așa ca focul dragostea Domnului Iisus Hristos, mântuirea sufletelor din cei dragi ai noștri. Revin la întrebare. Puteți să spune toți aceste cuvinte. Păcatele mele sunt iertate. Prin sângele Domnului Iisus. Eu pot spune din toată inima lucrul acesta. Și Domnul să vă ajute să puteți spune și dumneavoastră și de astăzi, înainte, indiferent ce s-ar petrece, să știți că sunteți iertat. Prin sângele Domnului Iisus, dacă Domnul Iisus ar veni peste o oră, ca să-și apă cei care scrie cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 50, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. E vorba de jertfa Domnului Hristos. Dacă peste o oră ar veni Domnul Iisus Hristos, ca să-și apă cei care au crezut, care au făcut legământ cu El prin sângele Său, te va lua în cer. Ne va lua pe toți. Secretul sau baza răpirii sau a merge din cer a oricărui păcătoși și păcătoasă, acesta este secretul. Iertarea păcatelor prin sângele Domnului Iisus Hristos, care putem să avem o intrare slobodă în locul preasfânt, adică în cerul slăvit despre care se spunea puțin mai înainte că nimic întinat nu va intra în el. Nimeni care a trăit în spurcășiune și în minciună. Deci, și minciuna și oricare a păcat, sângele Domnului Iisus îl curățește. Am zis să trec repede ca să ajungem măcar câteva așa de bucurile acestea. Dacă nu ne-am bucurat de prima sau a doua și a treia, nu ne folosește la nimic nici acesta. Dar ne putem bucura din plin de toate aceste trei și să vedeți dumneavoastră că mai urmează alte bucurie. Care să fie bucuria a patra? V-ați gândit la ea? Eu am făcut o ordine așa, dumneavoastră să le verificați, dacă credeți că nu sunt așezate bine, să le așezați altfel, dar verificate după Scriptură, să o cotesc că se potrivește. Dar libertatea este de partea dumneavoastră. A patra bucurie, știți care este? S-a amintit ceva și puțin mai înainte, în prima parte. Ucenicii Domnului Hristos au fost miși să facă lucrarea aceea, misiunea aceea, să facă cunoscut, să vindece, să scoate duhuri rele. Și ucenicii au mers și
datorită puterii cu care investise Domnul Iisus în ei, s-au bucurat de această biruință și de această lucrare, de aceste minuni pe care le făcea. Și fi se întoarce la Domnul Iisus în lucrare și îi spune, Doamne, plin de bucurie, Doamne, și duhurile mele sunt supuse. Dar Domnul Iisus le spune niște cuvinte și să nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse. Și bucurați-vă că, că numele voastre sunt scrise în ceruri. Vreau să îmbunez lucrul acesta. Ce importanță are lucrul acesta ca numele noastre să fie scrise în cer. Dacă vrem să verificăm în Cuvântul Lui Dumnezeu, știți de cine sunt scrise numele noastre în cer? De Dumnezeu. Găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu, de 3.12, pare niște 19, acolo spune și că Dumnezeu a scris numele noastre, nu e timpul dumneavoastră verificați acasă. Dumnezeu le-a scris. Marea importanță însă este că aceste nume scrise în ceruri sunt scrise în cartea vieții mielului. Și despre asta se spune în Apocalipsă, în partea de la urmă Apocalipsei, cuvintele acestea. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iadul care arde cu foc și cu bucioasă, adică în masa a doua. Deci iată de ce trebuie să intrăm în posesia acestei bucurii, care am numit-o eu a patra bucurie, că numele noastre sunt scrise în cer. Vă aduceți aminte când eram sub dictatură, pe vremea lui Ceaușescu, când se stătea la poți, se ducea niște liste, care mai de care să fie scrise acolo pe listă, să aștepte ordinea în care se poate să-și ia unele alimente. Era o valoare pentru ei atunci. Dar ca să fii scris, în cartea lui Dumnezeu, rețineți, în cartea vieții, nu a 70, 80, 90 sau 100 de ani, în cartea vieții, care va fi veșnicie fără sfârșit. Ne vom bucura împreună cu Domnul Iisus. A cincea bucurie, care suntem îndemnați, toți, bucurându-ne de cele patru bucurii, vine a cincea bucurie care se intitulează în felul acesta. Bucurați-vă în întotdeauna. Cum? E cu putință? Dacă trăim cele patru bucurii, este cu putință ca prin Domnul Iisus Hristos, care este bucuria și tăria noastră, să ne bucurăm întotdeauna. Bucurați-vă întotdeauna. Că acest verset se găsește în Filipeni 4 cu 4. Vreau să verificați acasă. Deci, bucurați-vă întotdeauna. Dar mai sunt două, nu? Am zis 5. Mai sunt două. Așa se-a bucurit. Că nu ne lasă ceas. Am pus aici și de chiar că trebuie să grăbesc. Bucurați-vă în nădejde. Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o va credința, pentru că prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Roman 15 cu 13. Avem o nădejde despre care spuneam puțin mai înainte, că atunci când va veni Domnul Iisus, va lua pe cei credincioși care au crezut în El și a căror păcate sunt spălate de sângele Domnului Iisus Hristos. Ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 3, cuvintele acestea. Acolo spune așa. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că vom vedea așa cum este. Și acum spune ceea ce am spus în ceea ce privește nădejdea. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El însuși este curat. Având nădejdea aceasta, că Domnul Iisus vine, nu ne-a precizat ziua și ceasul când va veni. Și că în ceasul care ne gândim. Dar spune Cuvântul Lui Dumnezeu, iată, eu vin curând. Vin repede. Spune foarte mult. Dar ce înseamnă acest curând și repede? Și ce înseamnă? Adevăratul înțeles al acestei venire a Domnului Hristos prin expresiile pe care le spune curând sau repede,
înseamnă vine deodată, pe neașteptate, prin surprindere. Pentru aceasta ne spune să vedem, să fim gata, că Fiul Omului va veni în ceasul în care tu vă gândiți. Deci, nădejdea mântuirii. Avem această nădejde a venirii Domnului Iisus. Ne bucurăm în nădejde, care ne bucurăm și necazul de noastre. Am spus, m-am grăbit, fericirea noastră, nădejde. Avem un cuvânt de Dumnezeu, mărgăritare, comor, care se restrânge în inimile noastre să ne putem bucura. Vedeți, să ne ancorăm de ele, de această nădejde, care trece dincolo de perdeaua dinăuntru. Deci, bucuria că vine Domnul Iisus și ne ia, ne apropiem de sfârșit și ultima bucurie care nu s-a împlinit, dar bucurându-ne de cele șase, ne vom bucura și de a șaptea bucurie, care spune să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă că nunta Mielului a început. Acest lucru se găsește în Apocalipsa 19, cu versetul 7, dumneavoastră să ridicați acasă. Și Domnul să facă ca fiecare dintre noi să trăim prezența și aceste binecuvântări ale acestor bucurii pe care le-a lăsat scrise în Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și să trăim acest adevăr. Bucurați-vă întotdeauna. Se spunea puțin mai înainte, la început, despre tristețe. Este adevărat. Tristețea nu are ce să caute pe lumea sau pe fața celui credincios. Veselia aceasta, bucuria aceasta a mântuirii, care să o citească pe fețele noastre și în viața noastră, cei care ne plictesc. Să înțeleagă că noi suntem niște oameni ca și ei, în carne și oase, care trăim în lumea aceasta plină de necazuri, așa cum spune și Domnul Iisus, în lume de sărea necazuri, dar în zicea privind lumea, că trăim o viață de bucurie, de fericire și că avem o nădejde de vie, că avem ceva mai bun decât ceea ce trece de pe pământ. Tot ceea ce avem aici pe pământ sunt trecătoare, dar avem ceva mai bun. Avem în cer o casă, o clădire făcută de Dumnezeu. Sunt făcute. Ne așteaptă doar clipa când Tatăl îl va primi de adică Dumnezeu pe Domnul Iisus ca să ne ia, să ne ducă acolo și să fim împreună pentru o veșnicie. Și Domnul să facă ca toți care au fost prezenți acum să fim împreună și în jurul Domnului Iisus în slavă, când va veni să ne ia sau dacă ne va lua pe rând, dar ne vom întâlni cu toți acolo în marea familie a lui Dumnezeu, în cerul străbit. Amin. Amin. Amin.